Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face foi de napolitană cu rahat și lămâie. Aceasta este o rețetă de post care se prepară foarte ușor cu doar 4 ingrediente. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Vom avea nevoie de 4 foi de napolitană, 500 de grame de rahat, o lămâie și 250 de grame de margarină Unirea vegetală. Haideți să începem prin a măcina rahatul și lămâia. Introducem în mașină câteva cubulețe de rahat, apoi o felie de lămâie și tot așa până când terminăm. Aveți grijă atunci când măcinați lămâia. Fiindcă o folosim toată, cu tot cu pulpă și coajă, trebuie să avem grijă să scoatem sâmburii pentru că nu vrem să stricăm cuțitul mașinii de măcinat. Când avem totul măcinat, într-un bol punem untul și spumăm bine cu un mixer. Apoi adăugăm puțin câte puțin din amestecul de rahat și lămâie mixând bine după fiecare adaos până când am încorporat pe tot. Acum, tot ce ne mai rămâne de făcut este să umplem foile de napolitane cu crema obținută. O împărțim în 3 părți egale și o întindem uniform peste fiecare foaie. La urmă, o presăm bine cu mâinile, întorcând-o de pe o parte pe alta pentru a ne asigura că foile sunt lipite bine. Se poate servi imediat, de aceea am și tăiat o felie. Este o napolitană cu gust dulce și acru pe care eu o fac ori de câte ori am poftă de ea, chiar și atunci când nu este post. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!